De mai bine de doi ani, Sav Ungureanu, primarul localității Slătioara, aș propusese să transforme în totalitate căminul cultural din localitate. În sfârșit s-a încheiat orice procedură de licitație și documentație și în scurt timp vor începe lucrările de construcție. 18 miliarde de lei urmează a fi investiți în clădirea care, pe lângă evenimente culturale, va găzdui și nunți, botezuri, zile onomastice sau pomeni. Încăperea va avea aproximativ 120 de locuri, urmând ca într-o ședință de Consiliu Local să se stabilească și taxa pentru închiriere, care va fi una simbolică, ce nu va depăși 2000 de lei. Până la sfârșitul anului se va da startul și la asfaltarea a 8 km de drum. În Afir avem două proiecte, unul Căminul Modernizare, Căminul Cultural și, unu, și celălalt Canalizare și Apă. Și la momentul acesta suntem la avize pentru a putea să începem lucrările. Avem un alt, un alt proiect în fondul de dezvoltare și investiție, 8 km de asfaltare în comuna Slătioara cu borduri, cu foarte stufoție proiectul și așteptăm tot, am semnat și contractul cu fondul de dezvoltare, așteptăm să luăm toate avizele, să putem să demarăm această lucrare, să dăm ordine de începere la lucrări. Încep lucrările pentru uh, Căminul Cultural, pentru modernizarea Căminului Cultural, o să înceapă și uh, canalizarea și apa în o să înceapă și asfaltarea. Acum uh, sperăm să ne mai lase timpul și cât putem să lucrăm anul ăsta, lucrăm, restul o să rămână pentru anul viitor. Edilul solicitase și o sală de sport în localitate. De curând, investiția a fost aprobată. Se așteaptă licitația, care de această dată va fi făcută de CNI. După licitație, se va demara și lucrarea de construcție a sălii de sport, care va fi amplasată lângă baza sportivă și va avea 180 de locuri. Este pentru comună, nu numai pentru școală, este pentru toată tot tineretul din Comuna Sătioară. Vor avea acces, nu se vor plăti, nu se va stabili o taxă prin Consiliul Local decât pentru utilități și curent și rest. Deci nu o să fie o taxă cum sunt la celelalte săli. În vara acestui an, primarul a reușit să inaugureze și parcul Nifon Criveanu și nu i-a uitat nici pe cei mai mici dintre locuitori. Pe lista de priorități a edilului se află și un loc de joacă pentru copii.